Bună și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am pentru voi un unboxing de la Yves Rocher al campaniei 10, cam așa arată catalogul. Probabil că m-am făcut și răsfoire, nu mai mi-aduc aminte. Iar aici am comanda, este o comandă destul de măricică. Și ca să scăpăm de elefantul din cameră m-am tuns, singurică. Cam așa arată el. Sunt foarte mândră de mine, de cum a ieșit. Avem părul foarte, foarte tocit la rădăcini și nu prea mai făcea față mai nimic, nici uleiurile, nici măștile, nici balsamurile, așa că am decis să-l tund și mă simt ok așa și sper să rămân așa. Mă refer la starea mea, să rămână la fel, să nu-mi pară rău sau m-am tuns ceva, așa că, da. O să scoatem de aici factura și o să vă arăt că am avut pe comandă. Campania aceasta este valabilă oferta aceea 2 plus 1 gratis la gelurile de duș acestea mari la 400 de mililitri. Nu mai știu cum și-au ales clientele, dar vă arăt ce am eu aici. Am așa cu bob de cafea la 400 de mililitri. Am 4 din acestea. Cam așa arată ele și o să le pun aici undeva. În continuare mai am încă unul cu cafea, două cu mango și coriandru la 400 de mililitri, unul cu piersică, ăsta îmi place super mult și mie, în afară de cel cu cafea. Mai am unul aici care l-am luat pentru mine cu măsline și vreau să-l miros, nu mai mi-aduc aminte dacă... N-am avut vreodată pe ăsta, e cu măsline și ceva... flori. Și flori de citrice. Aici mai am unul cu nucă de cocos, unul cu lavandă, iar ultimul este cu zmeură și mentă. Tot pe comandă am avut mai multe deodorante. Am avut așa, două cu floare de bumbac, acestea. Două cu floare de lotus. Așa arată ele. Și trei din acestea cu lămâie din Mexic. Cred că a fost 16 lei bucata. Ca să pot beneficia de această trusă de pensule, mi-am luat această cremă pentru, să vă spun imediat, împotriva petelor roșii la 50 de mililitri. Din gama Sensitive Vegetal a fost 46 de lei plus reducere. O să vă arăt și setul acesta de pensule la 15 lei am putut să îl iau eu. Îl puteți lua și o puteți lua și la preț întreg la doar 40 de lei. Cam așa arată. O să vă arăt un pic și pensulele cum sunt în interior. Să vedem ce avem noi aici. Avem o pensulă pentru sprâncene unghiulară. Eu așa o folosesc pentru sprâncene. O pensulă pentru blaj, fard. Încă una, cred că, pentru fondul de ten. Iar una pentru fard. O să le las aici. În continuare am catalogul 11 și cadourile campaniei 11. Dacă vreți, eu aștept să-mi lăsați în comentarii și vă fac o răsfoire a catalogului. Eu am mai primit... Nu, hai să vă arăt ce mai am pe comandă. Cred că ăsta e tot ce mai am pe comandă. A, și restul sunt cadourile mele. Și am avut și acest fond de ten, zero defecte, super mat. E foarte, foarte bun, îl folosesc și eu. Nu l-am astăzi pe ten. Eu am primit cadou în felul următor. Cadou aniversar, am luat acest... am plasat comanda pe numele soțului meu. Sau pe numele meu, nu știu, dar am primit oricum cadou aniversar, pentru că a fost ziua lui și am luat acest aftershave, avea nevoie de unul. Am primit acest portfard, vi l-am mai arătat, așa că nu o să-l scot de aici. Am primit acest rimel, mi-am ales acest rimel, volum elixir. Deoarece am comandat acest parfum cu trandafir la 100 de mililitri, clienta mea a primit și acest mini parfum Tropical Temptation, cam așa arată.
Tot eu am primit acest set Common Evidence, gel de duș și parfum. Iar aici cred că este un ceas pe care l-am primit tot eu. Vedem. Da, vi l-am mai arătat eu aici pe canal pe la mine. Am mai fost și, cred că, cu două campanii. Cam așa arată el. Foarte drăguț, foarte finuț. Și cam asta a fost tot ce am avut eu să vă arăt. Asta a fost toată comanda mea. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă aștept în continuare pe acest canal. Iar dacă vreți să vă alăturați echipei mele, Yves Rocher, vă aștept să-mi lăsați mesaje în comentarii. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere!